binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Te lepezi de Satana, de toate lucrurile lui, de toți slujitorii lui, de toate slujirea, toate să fie a lui? Mă lepezi de Satana. Te lepezi de Satana, de toate lucrurile lui, de toți slujitorii lui, de toate slujirea, toate să fie a lui? Mă lepezi de Satana. Te-ai lepădat de Satana? Te-ai lepădat de Satana? Te-ai lepădat de Satana? M-am lepădat de Satana. Te împreunesc cu Hristos? 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 Și cred lui? Ca un împărat? Ca un împărat? Și Dumnezeu? Și Dumnezeu? Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru România, pentru țara aceasta și pentru comunitatea noastră ortodoxă, a Sfântului Apostol Pavel și a Sfântului Sfinților Români, Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Stăpâne, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, care celor ce erau cu noi în corabie, le-ai trimis porumbelul, având în gură ramura de măslin, semnul împăcării și amântuirii cu potop, și pe despre aceasta tarafarului, și ai dat rodul măslinului spre cunoașterea tale taine, care tine l-ai umplut de Duh Sfânt pe cei ce erau în lege, iar pe cei ce sunt în har, îi faci pe sărășiți. Vreau să-ți, Doamne, binecuvântează acest îndrept, pentru ce era...